Coloseni 2 cu 8, unde cuvântul Domnului spune astfel: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia. Dimineața aceasta, prin harul Domnului, aș vrea să vorbim câteva lucruri despre familia creștină. Și aș vrea ca Domnul să ne dea har să înțelegem în special, într-un mod deosebit, contextul în care trăim, vremurile pe care le trăim, provocările pe care le avem. Aducem copiii la binecuvântare, este un lucru de frumos, de bun, însă mai trebuie să facem un pas, să le dăm o educație aleasă, să lipim de cuvântul Domnului, de Scripturi. Și fie ca Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Având în vedere faptul că este o binecuvântare și fratele Manuel m-a rugat să vorbesc ceva despre familie, am ales sub acest titlu pericole pentru familia creștină în postmodernism. Nu vom reuși să abordăm foarte multe lucruri în dimineața aceasta, dar câteva lucruri aș vrea să le înțelegem, pentru că unul dintre lucrurile care pe mine mă șochează în vremea aceasta este ce se întâmplă cu generația în care trăim. Nu știu dacă vi se pare normal ce se întâmplă. Celor de vârsta mea, un pic mai mari, un pic mai mici, nu prea ni se pare normal. Și întrebarea este, reușim noi să pricepem aceste vremuri? Eu sunt căsătorit din 1990, din secolul trecut, cum ar veni, ba chiar din mileniul trecut. Avem 33 de ani de căsătorie, împliniți. Avem 3 fete și un băiat. Fetele sunt căsătorite, avem 3 gineri și 8 nepoți. În martie, primul nostru nepot a împlinit 9 ani, deci suntem pe al 10-lea an bunici. Și totdeauna am avut senzația că bunicii sunt niște boșoroși din ăștia, cu cârjă, cu, zicea, băi, au ajuns omul bunic, înseamnă hă-hă. Și când colo, mă trezesc că bunicii sunt oameni tineri. Și încerc să înțeleg ce se întâmplă. S-au schimbat vremurile. Ați observat familii care pleacă din Germania de frica Jugendamt. În România înțeleg că s-a amintit, așa cum s-a amintit deja în dimineața aceasta despre LGBT, lucrurile promovează, merg înainte. O educație extraordinară. Înțeleg că unul dintre lucrurile interesante în România este faptul că filozofii acestei vremi, pe nedrept numiți astfel filozofi, psihologi, oameni care se ocupă de sufletele oamenilor, au o problemă în România și spun că doamnele sunt cam înguste, sunt cam reduse. Femeile de 40-50 de ani nu știu să se comporte. Și m-am întrebat, oare ce înseamnă asta? Păi zice că doamnele astea de 40-50 de ani, româncele, nu știu să flirteze. Nu știu să iasă la cafenea, să se plimbe prin oraș, să stea la pizza, să stea pe bulevard, la agățat. Și au o mare problemă psihologică cu aspectul acesta. Și vor să aducă lumină, vezi, Doamne, în mintea românilor. Am putea vorbi multe lucruri de felul acesta. Însă, astăzi, aș vrea să observăm că familia a fost amenințată mereu de pericole. Există pericole. Și unul dintre lucrurile pe care le-am înțeles este faptul că familia trăiește astăzi în postmodernism. Nu vreau cei care citiți, mai mult tineri sau mai cu experiență,
să analizați foarte tehnic termenii de astăzi, pentru că am încercat să fac și eu o analiză, dar m-am cam încurcat în termeni. Unii spun că trăim în postmodernism, alții spun că trăim în post-postmodernism și așa mai departe. Datele pe care ei le discută, anii, de unde până unde au ținut aceste ere, intră în conflict. Gânditori de un fel și gânditori de altul au păreri diferite. Însă în dimineața aceasta aș vrea să observăm câteva lucruri despre esența vremii în care trăim. Trăim în postmodernism. Această vreme de postmodernism este o perioadă de timp care urmează după perioada numită modernă. Apoi aș vrea să observăm că este o perioadă de timp în care oamenii s-au apropiat de artă, s-au apropiat de arhitectură, de literatură, etc. Oamenii au început să își dezvolte intelectul și relația cu arta. Drumul spre postmodernism vine de undeva din trecut. A existat o perioadă clasică, a existat o perioadă modernă și acum suntem în postmodernism. Dacă vă întrebați unii de ce spun aceste lucruri, vreau să repet faptul că în această introducere aș vrea să observăm ceva ce se întâmplă în generația în care trăim. Pe vremea noastră știam că profesorul este stăpânul clasei, nu? Cine și-a permis să facă glume cu profesorul? Sau când a trecut generației noastre prin cap să șicaneze pe profesori? Când au venit părinții noștri să se certe cu profesorii că ce buni copii au ei și ce profesoră există? Ca astăzi. Și așa mai departe, exemplele pot continua. A existat o perioadă clasică în care oamenii spun că această perioadă a ținut cam din 2000 înainte de Hristos până prin anii 1400, după alții până în 1800. Și aș vrea să observați că vremea aceea era caracterizată de faptul că adevărul și cunoașterea erau descoperite prin trei mari aspecte. Existau trei mari direcții de unde venea cunoașterea și adevărul. Unu, revelația. Dragii mei, oamenii de-a lungul timpului au crezut că Dumnezeu se descoperă. De aceea avem scripturi. Pentru că noi credem că Dumnezeu s-a revelat pe sine însuși. Generațiile dinaintea noastră au crezut că nu ei îl caută pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a căutat pe noi. Că după ce a vorbit, cum spune Biblia, în multe feluri și în multe rânduri, într-o zi Dumnezeu s-a revelat prin Fiul Său, prin Hristos Domnul. Apogeul revelației este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră. Oamenii au crezut puternic în revelație. Au fost ancorați în Dumnezeu, s-au rugat lui Dumnezeu, au postit, au plâns, au cerut intervenția Lui și au crezut că Dumnezeu ne caută și este cu noi. Apoi oamenii au crezut în rațiune. Au gândit. Au avut valori. Au avut pilori, stâlpi de susținere. Este foarte interesant să observ astăzi cum lipsește de multe ori rațiune. A fost o vreme în care oamenii au crezut în rațiune, au crezut că Dumnezeu ne-a dat putere să gândim, să luăm decizii, să ne construim viitor, să mergem înainte, să descoperim, să analizăm, să studiem. Adevărul nu numai că ne-a fost revelat, dar prin rațiune am descoperit voia lui Dumnezeu. Și apoi a existat experiența. Experiența. Ca să pui revelația și rațiunea în practică, trebuia să experimentezi. Și vezi ce, da, frate, de asta e simplu. Așa este, e simplu. Noi toți știm. Dar să vă spun că s-a întâmplat ceva în modernism.
Unii spun că modernismul acesta ține cam din anii 1400 sau 1800, cum am spus, până prin 1900-1960. S-a întâmplat ceva în această perioadă. Și ce s-a întâmplat? Oamenii au început să nu mai creadă în revelație. Au renunțat la revelație. Dacă vă întrebați de ce avem astăzi atacuri împotriva Bibliei, dacă vă întrebați de ce Papa, întâi stătătorul Bisericii Romano-Catolice, cel care ar trebui să susțină Biblia ca adevărul lui Dumnezeu, vorbește despre înlocuirea acestei cărți cu alta, este pentru că de mult oamenii au renunțat la revelație. Gânditorii americani spun că America l-a scos pe Dumnezeu din societate și noi care trăim în Europa putem spune că Europa l-a scos pe Dumnezeu la periferie. Nu mai avem nevoie de El. Ce să faci cu valorile iudeo-creștine? Am renunțat la revelație. Totul suntem noi. S-a instalat omul ca putere absolută. Cultura, inteligența, rațiunea a luat locul lui Dumnezeu. Și oamenii în perioada aceasta modernă, până prin 1960, au început să înlăture revelația. A fost un atac puternic împotriva revelației. Oamenii să nu mai creadă în revelație. Dragii mei, vreau să vă întreb, ce suntem noi fără revelație? Ce suntem noi fără a asculta glasul conștiinței? Dumnezeu a pus în noi conștiința. Conștiința nu-i de la tata, conștiința nu-i de la mama, conștiința nu-i de la poporul român, conștiința nu-i de la nemți. Conștiința vine de la Dumnezeu. Este vocea lui Dumnezeu care nu dă pace păcătosului până se întoarce. Și noi am vrut să renunțăm la Dumnezeu. Apoi, suntem în postmodernism. Oamenii au renunțat nu numai la revelație, ci au mai făcut ceva. Au renunțat la rațiune. Dragii mei, vreau să vă întreb câte lucruri astăzi sunt lipsite de bun simț, de gândire, de logică. Și singurul lucru care contează este experiența. Și vă zice, da, frate, dar e bine să ai experiență. Și eu spun că e bine. Bine. Dar nu experiență fără revelație și fără rațiune. Unul dintre lucrurile care m-au surprins în pandemie a fost să aud pe câte unul spunând din când în când și cum vorbesc cu destul de mulți frați, surori, câte unul spunea din când în când, frate Marius, cred și eu în COVID. Băi, serios, dar ce, tu n-ai crezut în COVID? Zice, nu, eu am fost convins că nu există COVID. Mă iau. Păi zic, nu vezi cum au murit oamenii prin spitale, nu vezi ce se anunță la știri. Da, ziceam, știu că-s minciuni toate. Bun, și acum crezi? Zice, cred. Dar cum de-ai ajuns la credință? Zice, să-ți spun cum. Am un cumnat, am un frate, am pe tata, am pe mama, am pe frate meu, am pe, mă rog, cineva foarte aproape. Zice, s-a îmbolnăvit de COVID și a murit. Și cred în COVID. Experiențial. Bun, și lasă-mă să te întreb, tu dacă nu aveai experiența asta, tu nu credeai? De ce nu, eu nu credeam? Dragii mei, dacă n-ai avut cancer, înseamnă că nu există cancer? Dacă n-ai zburat cu avionul, înseamnă că nu zboară avioane? Dacă n-ai fost cu racheta în cosmos, înseamnă că nu se zboară cu racheta în cosmos? Trăim într-o lume în care oamenii vor totul să experimenteze. Și a rămas experiență. Ce se întâmplă în perioada aceasta? De ce este grav?
Vreau să amintesc trei lucruri simple. Primul lucru, nu există adevăruri absolute, ci doar adevărul meu. Copiii noștri se duc la școală și sunt învățați că adevărul lui este foarte important. Adevărul lui. Noi ne mirăm, eu rămân surprins. Vreau să vă spun că întotdeauna am considerat că aceste ideologii filozofice, psihologice, sunt în afara bisericii. Deci să ne înțelegem. Orice om care vede învățăturile acestea, care aude învățăturile acestea, căruia îi se prezintă învățăturile acestea, fiind un om pocăit, fiind din familie de credincioși, omul spune că nu-i în regulă. Și stă deoparte. Ca și cum v-aș spune că eu mă duc de la München până în România pe jos și mi-a cam o jumătate de oră. Și toți vă uitați la mine și ziceți, bă, fratele, sigur glumește sau minte. Niciunul nu mă credeți că de la München sau de la Gießen până în România fac pe jos o jumătate de oră. Cam așa am înțeles eu că se uită oamenii din biserică spre aceste adevăruri, spre aceste lucruri. Și, dragii mei, rămân surprins să văd că nu e așa. Că eu și încă vreo câțiva ne uităm suspect la ce se întâmplă. Copiii sunt învățați la școală că nu există adevăruri absolute. Biblia pornește de la niște adevăruri absolute. Și copiii sunt învățați că nu există adevăruri absolute, ci doar adevărul meu. Uitați-vă la bătălia care se dă din punct de vedere spiritual. Și ceea ce vreau să menționez este faptul că noi suntem într-o bătălie spirituală. Și dacă n-am înțeles asta, am pierdut esența. E bătălie spirituală. Suntem în război spiritual. În acest război spiritual, diavolul transmite idei și învățături în societate și ne spune că nu există niciun adevăr absolut. Imaginați-vă că un om se duce în piața publică, își pune o cască, își ia o sabie, își lasă barbă, își lasă o haină lungă și strigă în gura mare, eu sunt burebista. Cei mai mulți râdem. Dar știți ce se întâmplă? Psihologii o să vă spună, lăsați-l în pace, că ăsta e adevărul lui. Nu te să ai treabă. Mai încolo este unul care se crede Napoleon, mai încolo este unul care se crede Traian, împăratul Traian. N-are nimeni treabă cu ei. Ce, domne, ăștia-s protejați de lege. Du-te în piața publică și strigă, Iisus Hristos este Domnul. Și o să ai probleme. Nu pentru că e primarul împotriva noastră, ci pentru că e război spiritual. Dragii mei, au dispărut adevărurile absolute. Nu mai poți vorbi despre adevăruri absolute. Un al doilea aspect. Nu există nici trecut, nu există nici viitor, există un singur lucru. Acum. Lucrurile acestea sau acest aspect are ceva adevăr. Adică a trecut deja noaptea. Slujba a început la 10, dar a trecut. Și ziua de mâine încă nu e aici, noi avem ziua de astăzi. Dar, dragii mei, fără trecut și fără viitor, prezentul nu are mare relevanță. Ce să facem astăzi dacă nu avem trecut și dacă nu avem viitor? Ori noi avem puncte de sprijin puternice în trecut. Hristos a murit pentru noi ca să avem viață. Și Hristos revine să ne ducă în slavă. Amin. Și cum s-a spus la timpul de rugăciune, trăim pentru gloria Lui. Stai prezentul nostru. Și apoi mai există ceva. Nu există niciun înțeles, nicio semnificație pentru ce se întâmplă, ci doar semnificația mea. Este incredibil să te uiți la lucruri
la oameni, la evenimente și să dea fiecare semnificația lui. Pentru unii venitul la biserică este nonsens. De aceea nu vin. Avem creștini care nu înțeleg de ce trebuie să vină la biserică. Semnificația și înțelesul lor este foarte important. Și vezi, zice, da, frate, dar e normal fiecare să gândească, să spună lucruri cu mintea lui. Și spun, da, e adevărat. Vorbesc cu anumiți oameni care îmi spun idei, găsesc un cuvânt potrivit, idei interesante. Și am o întrebare după ce mi se spun câteva gânduri despre strategia pe care ar trebui să o aibă biserica. Știți care e întrebarea mea? Am o întrebare. De unde ai citit gândurile astea? Când vine să-i zic altceva, firea mea pământească, natura mea umană, îmi vine să-i spun altceva. Mă controlez, mă înfrânez și întreb, unde ai citit lucrurile acestea despre modul cum funcționează o biserică? Știți care e răspunsul? Nicăieri. Astea sunt ideile mele. Și eu continuu să spun, se vede. Se vede. Una dintre regulile omileticii este să nu predici idei pe care nu le-a mai predicat nimeni. Să nu vezi în text ceva ce n-a văzut nimeni, că precis e erezia. Că înaintea noastră au fost oameni ai lui Dumnezeu care au aprofundat scripturile și au dat semnificație și au dat relevanță. Și dragii mei, noi când lucrăm împreună în organizații, biserici, frați slujitori care ne sfătuim, vorbim între noi când avem probleme dificile, știți de ce o facem? Pentru că noi considerăm că semnificația mea are valoare numai când este dată de mai mulți, când este creditată de mai mulți, începând cu Biblia. Semnificația pe care eu o dau evenimentelor, semnificația pe care eu o dau cuvântului, interpretarea pe care o aduc, ea trebuie să fie în acord cu ce spun alții. Nu pot fi singur omului Dumnezeu. Știți că era unul care se credea singur? Vă aduceți aminte? Erau vremuri tulburi în Israel. Fugeau oamenii. Era persecuție pentru prorocii Domnului. Și Ilie stă înaintea Domnului și spune, Doamne, am rămas singur. Altarele tale sunt dărâmate, Doamne, Tu nu știi ce e aici la noi. Nu-i așa și rugăciunea noastră câteodată? Doamne, Tu nu știi ce e la noi. Dacă ai ști ce e la noi. Și Domnul îi spune lui Ilie, știu, Ilie. Ilie, nu e singur, mai sunt 7.000. În Israel mai sunt 7.000 care nu și-au plecat genunchi în fața lui Baal. Ilie, nu e singur. E singur care te duci înainte, e singur pe care te-am scos, dar în locul tău, vrea să-i spună Domnul, poate fi oricare dintre ei. Asta este însemnătatea cuvântului. Oamenii nu mai sunt interesați de ce gândesc alții. Semnificația mea. De aceea auzim tot felul de erezii. De aceea auzim tot felul de lucruri care nu potrivesc cu cuvântul Domnului. Și oamenii sunt foarte mândri pentru că au ideile lor. Vremea aceasta în care trăim este o perioadă în care, iată motto-ul în modernism, luați-o, dacă vreți, în perioada dinainte, până în anii 60, dar probabil și după noi, pentru că, așa cum am amintit, aceste perioade sunt interesante. În modernism, motoul era spune-mi. Spune-mi. Astăzi, motoul este implică-mă. Dragii mei, școala astăzi nu mai are nicio relevanță. Ați auzit oameni care vorbesc împotriva școlii? Avem milionari, miliardari la nivel mondial, fără școală, fără carte. Deci nu mai trebuie carte. Ce să-mi spună mie un profesor, se întreabă elevul și studentul?
prima dată profesorul ar trebui să vină cu contul bancar și să ne spună câți bani are. Să vedem cu ce mașină vine, că dacă vine cu bicicleta, n-are rost să vină să predea cursuri. Și să știm ce casă are. Și dacă e un om bine poziționat în societate, atunci să ne implice și pe noi în business-ul lui. Nu să ne spună nimic. Încercați să predați asta, să vedeți cât e de greu. Un al doilea aspect. Stimulii sunt astăzi experiențiali. Înainte erau logici. Oamenii întotdeauna vorbeau despre logică. Ați mai auzit astăzi vorbindu-se despre logic? Cei care credeți că vorbim nepotrivit pentru biserică. Aș vrea să vă spun ceea ce știți unii și cred că nu vă spun lucruri noi, dar vreau să vă aduc în fața acest exemplu pentru ca să ne gândim. Nu vreau să vă dau lecții, nu vreau să vă dau sfaturi, nu vreau să vă învăț cum să trăim în familie, ci vreau doar să trag un semnal de alarmă să înțelegem că avem de dus o luptă. Copiii noștri se duc la grădiniță. Am auzit că s-a inventat o cameră pentru copiii care merg la grădiniță, o așa numită cameră de cunoaștere personală. O cameră în care copilul se duce și trebuie să-și cunoască trupul. Stă în pielea goală și înțeleg că trebuie să cunoască nu numai trupul lui, ci și a colegilor lui. De la vârsta aceasta sunt învățați că ursul bear are doi părinți, ursulețul. Dar pot fi doi urși sau două ursoaice. E normal. Imaginați-vă dacă la 13-14 ani copiii sunt lăsați în aceeași cameră să-și analizeze corpul și dacă pot să studieze și corpul colegilor, ce se întâmplă. Îi trimitem exact pe mâna hormonilor. Nimic mai mult. Fără logică, fără gândire, numai experiență. Că ei trebuie să cunoască. Și noi suntem părinții care învățăm acasă legea Domnului. Și nu-i simplu în generația aceasta să învățăm legea Domnului și să așezăm în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu, care să aibă putere. Uitați-vă, vă rog, la stilul de a învăța. În modernism oamenii citeau. Se întrebau tinerii, ce ai mai citit? Nu vreau să vă întreb ce ați mai citit. Ar trebui să vă întreb ce ați mai vizionat. De acolo ne vin informațiile. Totul e vizual. Stăm comod, filme care sunt după cărți făcute. Biblia, la care s-ar putea creștinii să nu fie ajuns să o citească nici măcar o singură dată. Eu cred că avem penticostali procent bun care n-au citit încă Biblia de la un capăt la celălalt. Dar noi strigăm tare că noi suntem oameni ai unei singure cărți, Biblia. Și n-am reușit să o citim odată de la un capăt la celălalt. Povestea un frate că a vorbit cu un frate care era și slujitor venit în Germania. Și a zis, frate, dar eu nu citesc Biblia. Zice, cum să citesc alte cărți dacă eu Biblia nu citesc? Eu mai spun câte ceva dacă trebuie. Dar nu citesc. Eu mă uit, ascult și spun mai departe. În modernism, ca valori, existau adevăruri. Știți care sunt valorile de astăzi? Toleranța. Să avem grijă să nu-i tulburăm pe musulmani, să avem grijă să nu-i tulburăm pe atei, să avem grijă să nu-i tulburăm pe cei care au două mame acasă. Și noi să învățăm pe copiii noștri că e părinte 1 și părinte 2, nu mama și tata. Toleranța. Să avem mare grijă.
Mare grijă. Mare grijă și la biserică. Vreau să vă întreb aici la biserică. Oare când am fost mustrat ultima dată? Vă întreb. Nu trebuie să răspundeți. Nu mă întrebați-vă. Când ați fost mustrat ultima dată la biserică? Sau când ați mustrat pe cineva ultima dată? Ideea este să fim toleranți. Lasă-i, frate! Și ne mirăm că Biblia vorbește despre o perioadă, n-am înțeles niciodată vremea judecătorilor în care fiecare făcea ce îi plăcea. Și Biblia are expresia, poporul era fără frâu. N-am înțeles-o. Dar înțeleg astăzi. Priviți-vă, rog, când vorbim despre valori, tendințele erau spre legalism. Astăzi sunt spre liberalism în postmodernism. Uitați-vă, vă rog, în biserici. Uitați-vă, vă rog, în viața personală. A fost o vreme în care oamenii se temeau să nu păcătuiască. Și vin astăzi unii și ne învață că Domnul nu-i ceva de care trebuie să ne fie frică. Domnul ar trebui să fie un fel de prieten de-al nostru, cu care să stăm să bem cafeaua. Să-i spunem Domnului glume eventual și bancuri dacă putem. Că Domnul e prietenul nostru, nu trebuie să ne temem. E adevărat că uneori noi românii am plâns prea mult. E adevărat că uneori nu ne-am știut bucura. Dar, dragii mei, în umblarea cu Domnul trebuie să existe o teamă sfântă. El este Dumnezeu, El este sfânt, înainte de a fi bun, înainte de a ne iubi, El este sfânt, El este drept, El este stăpânul universului. Ioan, care stătea cu capul pe pieptul Mântuitorului, a spus când l-am văzut ce s-a întâmplat. Am fugit la el și am spus, Doamne, ce te-ai schimbat? O, ce te-ai schimbat, ți-am făcut o cafea bună, sper că poți să bei. Și m-a luat Domnul și eram așa prieten, dar el era în slavă. Așa zice Ioan. Când l-am văzut, am căzut ca mort. El este Domnul. Amin. Nu poți să-L vezi pe Domnul și să ai aere de vedetă. Nu poți să stai de vorbă cu Domnul și să te crezi valoros. Cu cât ne apropiem mai mult de oameni, cu atât îi vedem mai mici. O, ni se pare că primarul, președintele, extraordinar, a venit cineva la noi mare, mare. Și apoi când vine la noi și când începem să vorbim cu el, ni se pare că e tot mai mic, până când ni se pare că e mai mic decât noi. Dragii mei, când ne apropiem de Domnul, vedem măreția Lui. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât vedem că e mai glorios, că e mai puternic. Și pentru că ni se pare că Domnul a devenit prietenul nostru, și e drept că El este prietenul nostru, e drept că El ne ascultă rugăciunea, dar El rămâne sfânt, am început să nu ne mai facem probleme și tindem spre liberalism. Am rămas într-una dintre zile surprins când după ani de zile în care foarte mulți tineri, frați, surori, crescuți în biserică, m-au tot întrebat, frate Marius, dar nu-i fariseism religios ca la trecerea dintre ani să stăm pe genunchi la rugăciune? Dacă se nimerea să fie cântare sau predică, întotdeauna făceam în așa fel încât 12 noaptea, trecerea aceea dintre ani, să ne prindă pe genunchi. Să mulțumim Domnului pentru că a mai încheiat un an. Și să cerem protecție pentru încă un an care nu știm ce aduce. Așa am fost învățați, am crescut cu teamă sfântă. Și au venit unii și au spus, frate, nu ține oare asta de fariseism, dar oamenii vorbeau serios. Până într-o zi când, după câțiva ani, pentru că am început să facem și noi slujbele după masa, nu noaptea, până când într-o zi mă întreabă un om de afaceri, întors la Domnul mai târziu, zice că trebuie de
Chiar așa zice, noi ce facem la trecerea dintre ani? Ce n-ar fi fain să ciocnim și noi o șampanie ca alții? Și m-am cutremurat. Adică să condamni rugăciunea, dar să nu simți nicio repulsie la ciocni un pahar de șampanie. Dragii mei, s-au schimbat vremurile. Copiii noștri nu mai înțeleg că Domnul e Sfânt, nu mai pricep, se schimbă ceva în familie, se schimbă ceva în biserici. Uitați-vă cum vin oamenii și întreabă, dar frate, să te întreb și eu ceva. Dacă nu mă duc duminica la biserică, dacă vine Domnul, chiar nu ne duce în cer? Dacă bem bere fără alcool, chiar nu ne duce Domnul în cer? Dacă facem un tatuaj cu... Și cred că asta urmează să vină, să intre puternic în biserică. Chiar Domnul nu ne iubește? Tot ce scrie în Biblie e bun. Dar chiar așa aspru Domnul? Și tindem spre liberalism. Liberali în gândire, liberali în comportament, liberali în atitudini. Liberali. Și mai amintesc ceva în final. Nu e autoritate. Dragii mei, a fost o vreme în care exista ierarhie. Peste tot, oamenii știau cine-i veriga superioară și cine-i veriga inferioară. Totul era așezat pe autoritate. Cred că Dumnezeu, care nu se schimbă, a lăsat lucrurile să fie la fel în familie, în biserică, în societate, în Trinitate, în împărăția lui Dumnezeu, peste tot. Înțelegerea mea este că există ierarhie. Odată cu ierarhia există respect, există dragoste. Ierarhie, cei care au făcut armată, bărbații, ierarhie nu înseamnă să fii încorporat cu 2 săptămâni înainte și când vine următorul ciclu, tu să fii tovarășul veteran care îi pui pe toți să facă și culcat și salt înainte și... Nu asta înseamnă ierarhie. Ierarhie înseamnă altceva, înseamnă responsabilitate, înseamnă să ai grijă. Să fii bărbat în casă nu înseamnă să dai cu pumnul în masă, ci să fii responsabil de tot ce se întâmplă în casa ta. Să fii lider în biserică nu înseamnă să strigi și să faci ce vrei tu în biserică, pentru că tu ești liderul și dacă vrea altul să fie lider, să se lupte, să-l aleagă frații. Dar până ești tu, toți să asculte de tine. Nu asta înseamnă să fii lider, ci lider înseamnă să-i slujești pe alții. Domnul Iisus a spus, am venit și toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Am venit să slujesc. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, el a venit să slujească. Dar este ierarhie. Priviți, vă rog, astăzi principiul meselor rotunde. Un vot. Ai și tu un vot. Mai spun câteodată, fraților, că mă aștept, deși nu cred că o să se întâmple niciodată, mă aștept ca într-o zi o familie să meargă la patron și să-i spună, auzi, domnul patron, noi suntem 2 părinți și 3 copii și niciodată nu iese la vot să-ți plătim chiria. Că pruncii totdeauna votează să cumpărăm ciocolată, biciclete, iPad, telefon mobil și uite, domnul patron, nu-ți putem plăti chiria. Ce zice? Ce se întâmplă cu familia asta? Nimic, nu? Rămâne acolo în apartament până la masa lor rotundă ori stabili ei să plătească chiria. Nu, orice tată responsabil știe că a doua lună îl scoate din casă, de aceea plătim chiria. Dragii mei, mesele rotunde sunt bune la locul lor. Dar trebuie să înțelegem că biserica îl are ca și cap pe Hristos. Amin, amin. Aș vrea să continuăm și să vă spun că deși lucrurile se schimbă în lumea în care trăim, deși copiii noștri sunt supuși la pericole fantastice,
Biblia este valabilă pentru familia creștină. Biblia este valabilă pentru biserica Domnului. Biblia este valabilă pentru societatea în care trăim și în postmodernism. Nu știm ce mai urmează. Ne înspăimântă gândul la ce vine. Auzim ce se întâmplă în Rusia, Ucraina, America, Europa. Știm un lucru, vine Domnul. Speranța noastră este nu să se încheie războiul. Speranța noastră este că vine Domnul. Amin. Și dragii mei, în final, aș vrea să spun câteva lucruri despre familie în câteva minute. Cred că pentru familia de astăzi, pentru ca lucrurile să funcționeze bine în familie, ar trebui să renunțăm la modelul lumesc care spune iubesc doar atunci când sunt iubit. Iubirea nu este doar un sentiment. Dacă sunt aici tineri care vor să se căsătorească și care cred că singurul lucru pentru căsătorie este nevoia de a fi îndrăgostit, se înșală. A fi îndrăgostit este o componentă importantă. Nu vreau să mergem în cealaltă extremă și să spunem că nu e important cum arată persoana cu care te căsătorești. Că numai sufletul e important. Nu, e important cum arată. E important să iubești, e important să-ți placă. Iubirea este un sentiment. Dar, dragii mei, iubirea este mai mult decât un sentiment. Iubirea este o poruncă divină. Iubirea este acțiune. A fi iubit și a iubi este cel mai important lucru în lumea aceasta. Vreau să vă aduc aminte că în ziua căsătoriei, legământul căsătoriei spune că îl iubești pe celălalt, înțeleg că la bine, dar legământul spune și la rău. Înțeleg în bogăție, dar legământul spune și în sărăcie. Înțeleg în sănătate, dar legământul spune și în... Fantastic. În orice împrejurare, iubirea este acolo. Iubirea are o doză de sacrificiu. Când familia înțelege iubirea în felul acesta, lucrurile merg înainte. Priviți-o, rog, că societatea în care trăim, noi spune că atâta trebuie să iubești până te simți bine. Și când s-a terminat îndrăgostirea, lasă familia. Caută pe altă. Să ai fluturi în stomac, asta e cel mai important, să fii îndrăgostit, să fii în dor de sus, să-ți ardă călcâiele, să te duci cu pasiune. Și dacă s-a dus îndrăgostirea în familie, asta este, n-ai ce să-i faci. Îndrăgostirea asta, spun specialiștii, durează aproximativ 2 ani. Ce erezii intră în familie. Dragii mei, aceste erezii, aș vrea să înțelegem bine, vin de la diavolul. Aceste lucruri vin și vor, nu vor, ele fac presiune pe familiile noastre. În anii 90, când eu m-am căsătorit, nu prea existau divorțuri în biserică. Acum nu prea există biserici fără divorțuri. Un al doilea aspect, implicați-L pe Dumnezeu în familie. Dragii mei, când întoarcem spatele lui Dumnezeu, suntem pierduți. Singurul care ne poate păstra în sănătate și în credință este Domnul. Amin. Deciziile noastre care par bune, ați văzut oameni care muncesc și spun, frate, mai bine dormeam anul ăsta. Ați auzit? Ce am făcut în ultimii 5 ani, aud pe câte unul spunând, s-a dus săptămâna trecută, tot. Mai bine făceam un concediu, mai bine făceam dărnicie, mai bine îi dădeam în numele Domnului. Zice, într-o săptămână am crezut că dau lovitura și am pierdut tot. Implicați-L pe Dumnezeu, întâi Domnul.
Dragii mei, Dumnezeu este Cel care în Biblie ne-a dat promisiuni. Și noi în fiecare zi ne întâlnim cu probleme. Vreau să vă întreb, ne concentrăm pe probleme sau pe promisiunile Domnului? În fiecare zi ești frământat de problema ta sau te uiți la promisiunile Domnului? Aș vrea să spun ceva, Dumnezeu are soluții la toate problemele tale. Uită-te la El. Uită-te la promisiunile Lui. Nu știu cât de jos ai căzut, nu știu cum ești cu familia, nu știu cum ești cu copiii, nu știu cum ești cu serviciul, nu știu cum ești cu sănătatea. Aș vrea să spun un lucru, Dumnezeu are soluții. Oamenii creează probleme. Vă aduceți aminte de o femeie care s-a dus la Domnul după ce a cheltuit cât? Știi cât îți iau oamenii? Tot. Tot. Nu contează cât ai. Oamenii îți iau tot. Te chem să te apropii de Domnul. El îți dă tot. Aleluia. Venim la biserică uneori cu sentimentul că Domnul ne ia. El este furător de fericire. De n-ar fi Domnul să trebuiască să mergem la biserică duminică. Ce fain ar fi acasă. Dar Domnul ăsta, hai să mergem la biserică. Nu-i bai că nu-mi fi fericit asta, hai să mergem la biserică. Ăsta să fie adevărul? Nu, Domnul ne cheamă aici pentru că El vrea să ne dea putere. El ne dă promisiunile Lui. Și în mijlocul problemelor, când ne încredem în promisiunile Lui, mergem înainte plin de biruință. Un al treilea aspect. Dragii mei, vă îndemn ca familie. Căutați un consilier, căutați pe cineva cu care să vorbiți despre probleme. Avem copii mici, avem copii mari. Apreciez bisericile în care fiecare membru are un părinte spiritual. Nu contează de câți ani ești pe calea Domnului. Dar fiecare membru știe că fratele X sau sora Y este părintele meu spiritual. Prin el, prin ea m-am întors la Domnul. Și mențin o relație bună. Știți de câte probleme am scăpat? Dacă atunci când avem necazuri, ne-am sfătuit cu liderii bisericii? Nu cu oricine, nu vorbiți cu oricine. Nu vorbiți cu coafeza, nu vorbiți cu frizerul. Nu vorbiți cu vărul Fănel, care și el e căsătorit deja de un an. Și știe deja cum e viața de familie. Căutați-i pe slujitorii bisericii. Pe ei Domnul i-a încercat, i-a trecut prin vale. I-a frământat cum se frământă lutul uneori. Știți de ce? Pentru ca să ne poată fi de folos și să ne poată învăța. Atâtea familii care trec prin greutăți mari, pentru că nu întreabă pe nimeni. Oameni care își pierd sănătatea, vin la biserică și se uscă pe picioare. Puteau face un lucru mărunt. Dragii mei, ne ducem la medic. După anumită vârstă te duci mai des la medic. Când eram tânăr, mă duceam chiar că nu mai aveam încotro. Acum mă cheamă la controle periodice. Zice, domnule, ați trecut de 50, la 2 ani faceți asta, asta, asta. Fiecare an faceți asta, asta. Și mă duc la medic. Știți că îmi pune și întrebări genibile? Te pune să te dezbraci? Te întreabă unde te doare, unde nu te doare. Ți-i jenă de ce întrebări spune. Nu poți vorbi de la amvon despre ce întrebări spune doctorul. Și te duci. Pentru că vrei sănătate pentru trup. Dar pentru suflet vrem sănătate. Domnul ne-a așezat să fim împreună, să strângem rândurile la scripturi, la pocăință, la întoarcere la Domnul. Dragii mei, când lucrurile nu merg bine în familie, cereți ajutor. E bună rugăciunea, e bun postul, e bună apropierea de Domnul, dar nu uitați, Domnul ne-a chemat să ne sprijinim unii pe alții și unii spun, nu frate, că eu îl am pe Domnul.
E bine că l-ai pe Domnul. M-aș bucura să n-ai nevoie niciodată de sfatul nimănui. Dar vreau să spun că în viață Domnul ne trimite la oameni. Știți că Domnul l-a iubit pe Corneliu? L-a iubit Domnul pe Corneliu? Și a trimis un înger. Dar ce a spus îngerul lui Corneliu? Corneliu, am venit să-ți predic Evanghelia. Când eu predic, e tot cerul aici. Că eu n-am venit singur. Eu, înger al Domnului, eu pot să aduc o ceată de îngeri care să cânte. Să tot faceți voi repetiția aici și să nu iasă cântarea ca a corului de îngeri. Deși cântă foarte frumos, nu ne-am bucurat azi de cântare. Și apoi să-ți mai spun ceva. Lasă atâta să vină Petru cu caleașca. Cine știe cât durează. A citit asta în Biblie? Nu, că nu scrie. Nu scrie. Îngerul i-a spus lui Corneliu, Cornelie, în Iope este un om. Trimite după el să vină Petru. Și Domnul îl convinge pe Petru și Petru are... Vă aduceți aminte, vedenia pe care a avut-o și abia vrea Petru să meargă la neamuri. Oamenii predică Evanghelia, nu îngeri. Vă încurajez, apelați la ajutorul bisericii. Și încă un lucru în final, cu asta vreau să închei. Dragii mei, suntem chemați să rupem lanțul urii. Lanțul resentimentelor. Printr-o decizie de a iubi. Nu odată în familiile, și m-aș bucura să vă spun că noi n-avem treabă cu asta, noi pocăiți. La noi soțul și soția se iubesc, dar așa se iubesc de mult. Și la biserică îs exact ca acasă. De mânuță frumos, pe tocuri. Și ea înaltă, și el prezentabil, și ea subțirică, și el elegant. Îmbrăcați în haine noi, frumoase. Se țin de mână, se pupă, frate, în curtea bisericii. Nu se pupă acasă, dar se pupă în curtea bisericii. Că să-i vadă lumea. Să ajungă acasă. Și n-am vrea să știm ce e în unele case. Și război. M-aș bucura să vă spun că la noi nu e așa. Dar vreau să vă spun că dacă vă merge bine în familie, să nu vă lăudați că stați în picioare. Să vă temeți. Să vă bucurați de harul pe care îl aveți. Pentru că diavolul a reușit să facă o fisură și o ruptură și oamenii încep să adune resentimente. Și el vrea să-i spună, și ea vrea să-i spună, și el vrea să-i spună, și ea vrea să-i spună. Și luptă. Și uneori... Cel mai mare război este în familie. Dragii mei, lanțul acesta al urii ar trebui rupt. Știți cum se rupe lanțul? Simplu. Când începem să ne folosim rațiunea și când apelăm la Dumnezeu, la revelație pentru ajutor. Am fost în Rwanda în 2011 și am aflat că în 1994 acolo a fost un genocid. M-am gândit ce am făcut eu în 94. Eram student la București. M-am gândit că în timp ce eu mergeam cu trenul de la Zalău la București și mă plângeam că e greu. Că nu sunt condițiile cele mai bune la școală, că am avut condiții dificile. Că aveam acasă doi copii, că soția era acasă, că eu eram pe drumuri. În timp ce eu eram frământat de viața aceasta, în Rwanda, în 3 luni, au fost uciși 1 milion de oameni. Acolo, în Rwanda, există 2 triburi, Hutu și Tutsi, și mai există un trib, Tua, dar ăsta e numai 1%, Hutu sunt 84, iar Tutsi sunt 15%. Aceste 2 triburi, de-a lungul anilor, au purtat război. Există acolo un context interesant, mai complicat, dar când Rwanda a devenit țară liberă și a fost
eliberată de sub stăpânire occidentală, oamenii aceștia, pentru că și pe pașaport scria tribul din care vin, asta a fost o greșeală a puterii Europei occidentale, ei au început războaiele. Și de prin anii 1960, ei se tot luptă. Când un trib îl bate pe celălalt, când tribul majoritar pe la minoritar, când la minoritar pe la majoritar. Am vizitat casa memorială a acestui genocid. 1 milion de oameni din 100 de zile. Și istoria aceasta care m-a șocat spune că într-o zi tribul care a fost bătut ultima dată, știți ce a hotărât? Tribul care a fost bătut ultima dată, tribul care a fost măcelărit ultima dată, pentru că istoria spune că oamenii au intrat în case, spre exemplu poliția criminală, da? A intrat în casă și în fața 5 copii, spre exemplu, cei care trebuia să-i ucidă pe părinți s-au întrebat ce să facă pruncilor. Adică, domne, ea-i de-al noastră sau el-i de-al nostru. Dar ei erau căsătoriți, ca ucrainienii cu rușii, tot felul de familii mixte. Și se uitau la copii și copiii auzeau pe polițiștii ăstea întrebând, băi, pe ea o omorâm, că nu-i de-al noastră. Pe el îl lăsăm. Dar ce facem cu copiii? Că ăștia seamănă 2 cu el, 3 cu ea. Și copiii au auzit toată povestea asta. Și în casa aceasta memorială sunt poze, sunt haine și așa mai departe. Mi-a plăcut finalul acestei istorii. Tribul care a fost bătut ultima dată a hotărât că ei nu vor să-și ia revanșa. Așa au hotărât. Noi rupem lanțul acesta. Dragii mei, știți ce trebuie în familiile noastre? Unul care să hotărască, eu nu-mi iau revanșa. Unul care să hotărască faptul că Biblia are dreptate când spune să lăsăm pe cine să se răzbune? Pe Domnul. A cui răzbunarea, dragii mei? De ce vrem să ne răzbunăm? Nu de ce vrem să ne răzbunăm doar în societate, doar în biserică, de ce vrem să ne răzbunăm și în familie? Mă rog ca Domnul să se atingă de casele noastre. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Dragii mei, haideți, înainte de a încheia slujba, aș vrea să ne rugăm pentru casele noastre. Eu nu știu care este problema cu care te confrunți. Eu nu știu care e problema care te doare, dar aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Să înțelegem că pentru copiii noștri trebuie să dăm o bătălie pe viață și pe moarte. Să înțelegem, dragi părinți, chemarea numărul 1 a noastră este să ne rugăm. Să învățăm atât cât putem. Să le transmitem atât cât putem, dar mai ales să ne rugăm. Și cred că într-o vreme ca aceasta este nevoie de oameni ai rugăciunii. Și apoi acolo unde există probleme. Aș vrea ca Domnul să ne ajute să rupem lanțul urii și al neiertării și să începem să iubim. Nu uitați, iubirea nu este doar un sentiment, ea este un sentiment, dar este o poruncă divină. Iubirea este acțiune. Iubirea înseamnă sacrificiu de sine. Haideți să ne rugăm în ton cu aceste lucruri și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre. Amin.